Ministerul Român al Apărării recurge la o campanie suplimentară de recrutare a rezerviștilor voluntari. Mulți experți militari pledează pentru reintroducerea armatei obligatorii. Odată cu venirea comuniștilor la putere, în anul 1947, serviciul militar era obligatoriu pentru toți cetățenii României. Pentru o bună perioadă de timp, inclusiv femeile erau obligate să aibă un stagiu militar. După detronarea regimului la începutul anilor 2000, se lua decizia de a scoate din legislație obligativitatea acestuia. De atunci, forțele armate române se bazează pe personalul angajat și pe voluntari, încadrați în diferitele structuri ale acesteia. Dar în acest context în care se ia în calcul un potențial război, ar fi bine să fie reintrodus stagiul militar obligatoriu. Din experiența mea de viață, cam aș zice că este foarte necesară, în special pentru gradul de educație care este la ora actuală. Că din moș strămoș se spune că armata te face om. Este foarte binevenit. Nu. Nu. Să fie colaborabil și pentru una și pentru alta, să nu... fac treburile astea. Altceva... Deci, practic, nu ar trebui obligați tinerii să meargă la război. Da, bineînțeles că nu, 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 nu. Tot să facă din conștiință, din nou, să ne aliniem frumos. Am o părere că pentru că nu se va introduce niciodată obligatoriu. Au fost obligatoriu, s-a trecut la armată profesională și nu se va face. Deci sunt convins că nu se va face. Au trecut 14 ani, iar primul ministru Nicolae Ciucă vrea reinstaurarea serviciului militar pentru tineri. În programul de guvernare, spun surse politice, Nicolae Ciucă vrea modificarea legislației cu privire la serviciul militar. Venind din structurile MAPN, Nicolae Ciucă este conștient de necesitatea împrospătării efectivelor armatei române. Nu ar mai trebui, că nu mai e tineri, dar trebuie cu balta. Tineret. Ce să mai trebuie? Mai comentez nimic. Deci nu mi se pare corect să introducă armata obligatorie. Datorită faptului că eu, datorită armatei, m-am despărțit de prima mea soție, care am o fată, și de atunci am avut numai eșec. Deci și în momentul de față sunt necăsătorit. Deci am făcut trei căsătorii cu trei femei. Cu treaba asta, cu epidemiile, cu toate astea, și mai face invazie de puțin cu treburile, cu războiul, cu ăștia. Păi la casele oamenilor vine să facă invazie de ăștia. E rușine. Putin a Rusiei. E o rușine. În noua strategie militară a României, una dintre prevederi este introducerea serviciului militar în termen, asta pentru că România are tot mai puțin rezerviști. Armata nu va fi însă obligatorie, ci la cerere, iar militarii voluntari vor fi plătiți cu salariu.